Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit în bucătăria mea! Pentru astăzi am să vă pregătesc un tartar de ton, da? Asociat și, să zicem, însoțit de o salată de guacamole. Guacamole, cred că știe toată lumea, o salată de avocado cu roșii, usturoi, ceapă. Haideți să vedem. Pentru această rețetă o să avem nevoie de avocado. Hai să începem prima oară cu salata de guacamole, da? Avocado, roșii. Eu am pus roșii cherry, merg și celelalte roșii, dar să fie totuși mai coapte, să nu fie verzi. Un amestec de ceapă roșie, ceapă albă, usturoi, puțin ardei iute, suc de lămâie și ulei de măsline. Haideți să începem. Da? Luăm avocado. Avocado totdeauna după ce îl tocați, nu foarte mărunt, da? Și să alegeți întotdeauna un avocado care să fie puțin mai copt. Nici prea copt, dar nici prea verde. Da? Să fie cât mai untos, cât mai cremos. Atunci este gustul cel mai împlinit, să-i spunem așa. Bun. Ceapă. Un amestec de ceapă albă, ceapă roșie. Da? Nu exagerăm cu ceapa, în funcție de preferințele dumneavoastră. Turnăm și roșiile sherry. Eu le-am tocat doar ca să câștigăm timp. Aici usturoiul. Să luăm o linguriță mică, să nu-l punem prima oară. Întâi gustăm, da? Usturoiul tocat mărunt, puțin ardei iute care îl voi toca foarte, foarte fin la cuțit. Bun, să vedem. Îl punem și pe ăsta aici. Mai stoarcem puțină lămâie. Uniform. Adăugăm sare. Piper. Amestecăm ușor ca să nu zdrobim ingredientele, da? El trebuie să fie mozaicate.
gaie de teflon câteva minute ca să-și dezvolte uleiurile volatile. Va fi combinat, puteți combina și în ton, astăzi nu o să-l combin în ton ca să-l vedeți pe farfurie diferit. Bun, este și tonul gata, avem și salata de guacamole gata, începem să montăm. Cu ajutorul unei folii o să așezăm tartarul pe folie și o să rulăm. Rulăm puțin în formă cilindrică, pentru că aș vrea să vă arăt și o altfel de prezentare. Dumneavoastră puteți să-l așezați pe farfurie, chiar și în boluri mici, discrete, nu este nicio problemă. Da? Să mai luăm puțin că este prea mare gramajul. Eu vreau să vă arăt cam cât ar fi nevoie pentru o porție. Pentru o porție, da? Stabilim undeva la 100 de grame per porție. Bun, acum strângem ușor, ne ajutăm puțin cu mâna ca să lege. Ce frumos miroase de la uleiul de susan. Bun, acum strângem, după care îl modelăm în varianta asta. Începem să montăm, tonul l-am strâns în folie, după care îl desfacem, i-am creat o formă cilindrică. Uitați-vă ce frumos arată. Vedeți? Că poate fi și altfel așezat, da? Să-i spunem așa. Bun, am terminat cu ăsta. Acum, iarăși cu ajutorul unei forme, vom pune salata de guacamole. Vom așeza salata de guacamole. Așa, ușor. Să luăm o lingură mai micuță. Bun. O presăm cu ajutorul unei spatule. Da? Să intre foarte bine în formă. Bun. Acum puțin ștergem farfuria. Da. Așa, ridicăm forma și avem salata. Pentru decorative o să adăugăm și verdeață. Întâi așezăm susanul copt, de care v-am povestit. Merge foarte bine în combinație cu tonul, cu tartarul de ton. Da? Uite așa. Așezați ușor. Da? Exact ca și la un tartar de vită. Merge foarte bine combinat și dozat exact așa cât ne dorim noi. Da? Aici merg niște flori comestibile. Foarte bine pentru o mai bună cromatică a farfuriei. Da? Puteți folosi și flori comestibile uscate și flori comestibile proaspete. Asta, un pic de mentă. Așezăm puțin oregano.